rugăciune să ne rugăm pentru cei nemântuiți de aceea. Am stat și m-am uitat de multe ori la câteva videoclipuri pe internet și să știți că nu este nevoie neapărat ca noi să mergem în Moldova, în Oltenia. Este neapărat nevoie ca noi aici, în Moșnița, dragi, de prima dată. Vedeți, așa cum eu știu bine să cheltuiesc pentru casa mea, ca să fie bine, așa și Dumnezeu a înțestat în noi ceva ca să cheltuim pentru acest sat, pentru Moșnița. Dumnezeu ne-a dat o putere, dragi mei. Și cu această putere noi să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Amin. Vedeți, Dumnezeu începe să lucreze și vin oameni la adunare. Amin. Mai mare bucurie pentru noi n-ar trebui să fie, dragi mei. N-ar trebui să avem mai mare bucurie decât că Dumnezeu a început să miște inimi. Pentru aceasta Dumnezeu are nevoie de noi să cheltuim tot ce avem în noi. Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Să nu suntem nepăsători. Mă bucur de fiecare dată când văd prieteni că vin la adunare. Mi-aduc aminte atunci când am venit pentru prima dată într-o adunare. Mă refer când am fost matur, cu capacitate de a lua o decizie. Pentru fiecare cuvânt care mi spunea cineva, în inima mea, nu doar o bucurie era pentru mine. Era o culmare care îl păstram acolo. Și mă sfătuiau frații bătrâni, mă sfătuiau și tinerii din jurul meu. Și îmi spunea că cei din jur poate vor râde de mine și să știți că așa s-a întâmplat. Cel mai bun prieten al meu care era Manu, copilul lui Popa care a plecat, care a fost. Chiar atunci când m-a operat în starea mea din conștiință, n-am strigat nici pe Dumnezeu, nici părinții mei, n-am strigat pe El. Pentru că cu El mă înțelegeam cel mai bine, povesteam totul. Vedeți, noi avem nevoie de prieteni, dragi. Așa este făcut omul. Dumnezeu lucrează prin om. Dacă Dumnezeu ar fi vrut, credeți că n-ar fi putut lucra singur? Dar nu, dragii mei. Dumnezeu din prima zi a investit ceva în noi. A investit în noi o putere. Și această putere se cheamă dragoste, dragul meu. Duhul lui cel Sfânt. Când tu și-ți atrezi dragostea lui Dumnezeu față de aproapele tău, credeți-mă din experiență, omul aceea nu stă nemișcat, ci unul dintre ei sunt eu. Când am venit în mijlocul adunării și când am văzut că cineva mă poate iubi așa cum sunt eu, păcătos și neînsemnat, nu mai dau detalii, pentru mine a fost o minune, dragul meu. Cred că și pentru prietenii noștri este o minune ca cineva să te ajute, să te înțeleagă, să roage pentru tine, ca să te poți întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvânteze în decizii bune. Dumnezeu să le dea putere și credință că și nu ei, ci cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Său cel Sfânt îi ajută să poată să meargă înainte. Vedeți? Unii din noi atunci când Dumnezeu ne cheamă la pocăință, spun eu felul următor. Nu pot, pentru mine e prea greu. Pentru mine e prea greu. Haideți, dragii mei, să cerem la Dumnezeu putere, să lumineze, să înțeleagă că nu ei, ci dragostea lui Dumnezeu schimbă pe om cuvântul. Când încep să ai părtășie cu Dumnezeu, se întâmplă ceva în inima ta. Începi să te transformi. Se naște o credință mântuitoare. Și această credință mântuitoare vine din cuvântul Său. Și ca un exemplu pentru această rugăciune, aș vrea să citim din Luca, capitolul 10, începând cu versetul 30, până la versetul 37 inclusiv, este vorba despre pilda samaritianului. Ce scuze? Cândva am fost și noi acolo jos, bătuți, cândva dormeam și eu, poate, pentru o clipă în șanț, cândva poate și voi ați fost acolo în șanț, poate bolnav sau beat. Mi-aduc aminte de tatăl meu, mă suna vecinii mereu. Costele, vezi că tatăl tău e acolo, vezi că tatăl tău e acolo. Dumnezeu să aibă milă. Amin. Numai Dumnezeu poate schimba omul, dragii mei. Amin. Pentru mine este o minune că sunt în casa lui Dumnezeu, dragul meu. Mă mir pentru mine, credeți-mă. Mi-aduc aminte cum am fost. Mi-aduc aminte ce lanțuri aveam, dragii mei. Mi-aduc aminte cum cântam noaptea lui diavol. Nu mă interesa cât este ceasul. Erau luni de zile în care poate n-ajungeam acasă. Nu vă pasă de ce din jurul nostru. Haideți, dragii mei, să ne pese, să fim un samaritian. Și dacă chiar te costă ceva să cheltuiești pentru el, să nu fii zgârcit. Cheltuiești. Să știți că uneori dragostea nu se arată doar prin vorbe. Se arată și prin faptul să bagi mâna în buzunar, să dai o pâine, să dai o bucată de pâine la un sărac. Și aceasta este dragostea lui Dumnezeu, dragii mei. Și aceasta lucru vorbește, să știți.
Mi-aduc aminte că m-am întors la Dumnezeu și n-aveam bani de pâine, dragul meu. Mergeam la serviciu și n-aveam bani să-mi iau mâncare. Dar acolo era un om al lui Dumnezeu între noi. Avea acasă 10 copii. Acel om cu 10 copii, să știți că de multe ori, nu de puține ori, pe mine m-a rănit. Vedea că n-am bani să mănânc. Aleluia! Mă chema lângă el și de bucata lui de pâine împărța cu mine. Iar pe urmă, am văzut cum din Dumnezeu a răzbătit acestui om. Cu 10 copii am fost la el în casa lui, îmi cer scuze pentru cântăți un pic. Am fost în casa lui și când am intrat, a trebuit să mă plec acolo într-o cameră. Dar Dumnezeu i-a vorbit într-o noapte și i-a spus să se apuce de casă. El nu avea bani să apuce de casă. A avut bani, a cumpărat o betonieră, a săpat fundația și a început să se plimbe de acolo, pe fundație. Și în următoarele zile a început la ușa lui, la poarta lui, acolo în oraș, să bată rând pe rând, frață. M-a trimis Domnul, în numele Domnului. M-a trimis Domnul, în numele Domnului. Și vreau să vă spun că și-a făcut o casă destul de mare, cu etaj, gata, finisată. Pentru că Dumnezeu știe să răspătească și aici, și dincolo veșnicii. Eu vă spun, să nu dați pâinea pentru răsplata pe pământ, ci să ne dăm pâinea pentru răsplata acolo sus în cerul, dragi. De multe ori se întâmplă să cum lucrez în magazine, acolo prin parcări, să vină oameni care, când te uiți la ei, poate nu merită să le dai nimic, așa spunem noi. Dar Duhul lui Dumnezeu îmi spune să le dau ceva, pentru că eu în cer mă voi întâlni cu pâine, rău. Tu când dai ceva, să știi, când dai numele Domnului, când ai rostit numele Domnului, peste banul care l-ai dat, să știi că în cer, în dreptul tău să scrie pâine, să scrie apă, să scrie casă, să scrie fundație, ce vrei tu? Pe cât ai tu puterea să faci un bine? La aceasta Dumnezeu ne cheamă. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au răzbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, l-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat pangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarce. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape celui căzus, celui ce căzuse între tâlhari? Cel și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ridicăm pe picioare și ne Domnului.